Piesa de teatru radiofonic scrisă de dramaturgul Victor Cilincă îmbină realitatea istorică și ficțiunea, rememorând întâmplări semnificative din primul război mondial, ce l-au ca figură centrală pe generalul providențial ce a decis soarta unor mari bătălii, Matthias Berthelot. Piesa evocă episoade populate de importante figuri politice ale acelor vremuri, precum Regina Maria a României, ori Mareșalul Averescu, dar și personaje pitorești ca bucătarul lui Berthelot, ordonanța sa, ori oameni simpli întâlniți pe drumurile din România. Piesa a fost difuzată la radio de Ziua Națională a României și este interpretată de mari actori: Mihai Constantin, Virgil Ogășanu, Dan Condurache, Monica Davidescu. Distribuție mare, actori de la Teatrul Național, Teatru Bulandra, Teatru Mic, mai multe teatre din București. O surpriză pentru mine, o provocare și uite că m-am descurcat. Fie vorba și de o documentare pe istorie, întâmplarea face că lucrasem pe acest an 1916 în special. Am avut și un roman care a luat premiul național pentru roman la editura Tracosarte în 2013, tot pe zona asta temporală. Și uite că se leagă că prima piesă nominalizată la Uniter, un text de-al meu, a fost tot teatru istoric, de data aceasta personaj principal fiind Fanny Tardini. Și am avut surpriza să atrag atenția cu textul acesta, care mi-a fost practic solicitat de domnul Păltânea și apoi de conducerea teatrului dramatic. Păcat că nu s-a putut pune în scenă la un moment dat. Și pe urmă am mai avut câteva piese istorice. Am scris foarte mult eseuri și mici materiale de cercetare istorică. Am reușit să termin și un fel de istorie eseu a orașului Galați pentru cei mici, dar de fapt e pentru toată familia, se cheamă pe cercetare istorică. Da, am fost surprins să văd că e chiar folosit de profesori de specialitate în școli. Și acum încerc să termin ediția a treia, care, din păcate, e puțin mai voluminoasă, mi-e puțin teamă, știi, cam... Gala premiilor Uniter, ajunsă la cea de-a 24-a ediție, va avea loc luni, 9 mai 2016, la Sala Mare a Teatrului Regina Maria din Oradea. Odată cu Victor Cilincă au mai fost nominalizați alți trei gălățeni, Attila Vizauer și George Arion, printre cei mai buni la Teatrul Radiofonic, și Andreea Tănase de la Teatrul Tony Bulandra Târgoviște, nominalizată pentru debut. Va fi Attila Vizauer, în primul rând, pentru că el mi-a comandat acest text, a avut încredere să comande unei gălățean, pentru că am fost chiar stărisem la un moment dat întrebarea aceasta când am avut premiera anul trecut în vară la Hotel Ramada, o doamnă care se întreba de ce trebuie să vină cineva din provincie să facă într-o capitală plină de talente și de genii să se ocupe de o zonă din asta, dar era destul de ca să scrie despre un general care n-a atacat la baionetă, ci a reușit să ne mențină într-un război, să ne salveze pântecele armatei înflămânzite și de politicienii noștri. Foarte multe lucruri cumplite am descoperit și le-am pus pe tapet și am văzut că au fost primite și cu înțelegere și cu emoții și cu lacrimi chiar.
Victor Cilinca a publicat 27 de cărți, dintre care 9 romane. A publicat și 32 de piese de teatru, multe dintre acestea fiind premiate la concursuri naționale, inclusiv la UNITER. Textele sale au fost publicate și peste hotare în Statele Unite, Austria, Coreea de Sud și Republica Moldova. Este inclus în lucrarea Istoria literaturii române, Dramaturgia de Mircea Ghițulescu, precum și în alte lucrări critice și dicționare. A publicat de asemenea novele și povestiri în Canada, Franța, Marea Britanie și Statele Unite.